Ei, salutări, sunt Mihai, lucrez la magazinul colecționarului și suntem acum la numerele 86-89 din colecția Aro. Acum am și revistele. În următorul număr, adică următorul pachet, îl vom începe cu capacul de la baterie. Nu știu dacă știți care parte este acela, dar în acest număr vom monta capacul care vine sub acest scaun, aici. Și în următorul pachet vom monta piesa care vine aici. Desigur, ați întrebat foarte mulți dacă vom monta acum platforma. Răspunsul este nu, deoarece ne apucăm de partea electronică și de partea din spate, unde vom mai avea de montat încă o bancheta. În mare parte, cam atât despre prezentarea acestui pachet. Știți bine, ne-am apucat și de Fordele Anor, care îl facem tot așa lunar în pachete de câte 4 seturi de construcție și o revistă. Și ce să zic, haideți să ne apucăm de treabă. Așa cum spuneam în primul număr, începem să montăm bancheta, cam asta este. Haideți să pun deoparte platforma și să desfacem acest pachet. Montajul acesta va fi unul destul de simplu. Trebuie să luăm piesele astea. Buretele se inserează în interiorul piesei de cauciuc. Și pe urmă avem o piesă cu niște elemente cu pini ieșiți în afară. Acesta se montează în interiorul banchetei. Trebuie să fim foarte atenți pentru că partea asta este mai groasă, partea asta este mai subțire, nu știu dacă se vede. Și partea subțire va veni în jos. Ca urmare, trebuie să fim atenți și noi la cum montăm această piesă, pentru că și asta are parte subțire și parte mai groasă. Partea mai subțire trebuie să fie în partea de jos, adică asta se va monta orientat așa. Se introduce sub piesa de cauciuc, adică sub urechiușele de cauciuc. Am prins și cauciucurile, iar partea asta deja este indiferent cum o prindem, deoarece acesta nu are parte subțire sau parte grasă, efectiv trebuie doar să o punem pe spătar. Următorul pas este desigur să adăugăm toată această piesă pe macheta noastră. Așa. Și acesta se va prinde cu șuruburi SP și trebuie să fim atenți ca partea mai subțire să fie orientată în jos, adică așa.
Vom pune piesa asta deoparte și trecem la numărul 87. Iar în acest număr montăm o parte din circuitul electronic. Și avem aici acest circuit și un întrerupător. Singurul pas ce trebuie să-l facem aici este să căutăm cuplajul G și să-l adăugăm la acest cablu. Așa. Avem și partea aceasta. În următorul pachet 88 vom primi încă niște cabluri. Poate, dar haideți să vedem. Avem un cuplaj D, avem încă un cuplaj C. Și se pare că un set de LED-uri montate în paralel, iar acest cuplaj este J și include și o prelungire. Haideți să vedem ce cum facem. Avem CD care sunt situate CD și un J care vine aici. Eu aș zice să începem cu J. Așa. Adăugăm C-ul care iese sus. Și pe urmă D. Așa. Iar ultimul pas este să adăugăm cutia aceasta, deci acesta va fi un montaj puțin mai interesant. Și singurul montaj pe care trebuie să-l facem este să luăm machetuța. Lucrăm pe partea scaunul șoferului. Și că va trebui să luăm căpăcelul acesta, să-l punem aici. Așa. Și să folosim un șurub de pe ca să fixăm scaunul. Bun, partea aceasta a cutiei chiar nu știu unde va veni. Cert este că va trebui să montăm plăcuța aceasta de on-off, probabil, în interior. Și vom monta toate plăcuțele astea când sunt toate conectate aici, cu cablurile ieșind din gaura asta, posibil. Deocamdată nu am nicio certitudine. Dar în mare parte cam asta a fost montajul și ne vom vedea curând cu următorul număr când continuăm cutiuța de sub bancheta pasagerului. Până atunci vă salut și ne vedem cam peste o lună.